Sălăjenii care se vor prezenta duminică 10 iunie la vot pentru a-și alege reprezentanții pentru următorii 4 ani vor avea timp de 14 ore în intervalul orar 7 dimineața 21 și își vor putea exercita dreptul doar în baza unui act de identitate valabil. Duminică, alegătorii se vor prezenta la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea și unde sunt înscriși în copia de pe listele electorale permanente, a listelor electorale complementare sau în lista suplimentară întocmită de primar. Fiecare alegător va prezenta un document valabil care atestă identitatea, iar membrii biroului electoral al secției de votare vor verifica înscrierea în lista electorală. După verificare, membrii BSV vor încredința alegătorului buletinele de vot și ștampila cu mențiunea votat. Alegătorii vor vota separat în cabine de vot închise, aplicând ștampila cu mențiunea votat, în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează, având în vedere faptul că, potrivit legislației în vigoare, votul este secret, prezența oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă. Totuși, în cazul în care alegătorul nu poate vota singur, acesta are dreptul să cheme în cabina de votare în scopul de a-l ajuta un însoțitor ales de el. Atenție însă! Însoțitorul nu poate fi unul dintre candidați. După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului dacă secretul votului este asigurat. Votul va fi valabil și în cazul în care opțiunea alegătorului este evidentă, deși ștampila aplicată a depășit limitele patrulaterului. La ieșirea din cabina de vot, alegătorul va restitui ștampila cu mențiunea votat membrilor BSV, care vor aplica ștampila și pe documentul de identitate, menționând data scrutinului. Conform legii, președintele BSV poate lua măsuri în cazul în care un alegător petrece prea mult timp nejustificat în cabina de votare.